Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi aflăm dintr-un material scris de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea cine a fost Melchisedec și influența sa asupra pregătirii pentru venirea lui Mesia. Melchisedec este un personaj enigmatic și misterios care apare în texte religioase, mituri și legende din diferite culturi. În Biblie este menționat ca și regele Salemului și ca mare preot, fiind asociat adesea cu simboluri ale înțelepciunii și generozității. Textele evreiești, precum Zohar și Midrash, Rabba, îi acordă un loc important. În tradiția evreiască, Melchisedec este considerat un exemplu de sfințenie și justiție supremă, fiind chiar identificat cu Shem, fiul lui Noe, sau chiar cu îngerul din perspectiva mistică a Cabalei. Melchisedec este adesea asociat și cu ideea precreștină de Mesia sau regele la capătul veacurilor, oferind un simbol puternic al legăturii dintre lumina divină și înțelepciunea umană. În alte culturi, Melchisedec este perceput diferit. Mongolii, de exemplu, îl consideră un personaj temut, adesea asociat cu puteri magice și magie neagră. În schimb, lama și budiști îl venerează ca pe un învățător înțelept, al cărui mesaj spiritual transcende granițele religioase. Episodul întâlnirii dintre Avram și Melchisedec, așa cum este descris în Cartea Afacerii, capitolul 14, este un moment semnificativ în tradițiile religioase și interpretările ulterioare ale acestui personaj enigmatic. Această întâlnire, în care Melchisedec îl binecuvântează pe Avram și primește o zecime din prăzile sale, reflectă un act simbolic puternic al recunoașterii autorității și sfințeniei lui Melchisedec. Melchisedec este prezentat ca un rege și un mare preot din Salem, ceea ce a fost mai târziu Ierusalim, iar gestul său de a-l binecuvânta pe Avram și de a primi o zecime este considerat a fi un simbol al sfințeniei și puterii sale spirituale. Această întâlnire a marcat o relație specială între cei doi și a întruchipat ideea preoției împărătești asociată cu Melchisedec. Cine este Melchisedec, descris ca preot al Dumnezeului celui prea înalt și rege al Salemului, înainte ca preoția să fie stabilită și Ierusalimul să devină orașul recunoscut astfel? Melchisedec este considerat o figură deosebit de importantă în tradiția religioasă, în special datorită profețiilor sale cu privire la viitorul poporului Israel și la venirea lui Mesia. Se spune că viziunea sa asupra viitorului a fost transmisă lui Moise și Aaron, iar el este creditat și cu profeția instaurării împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Deoarece a jucat un rol semnificativ în istoria religioasă, Melchisedec este adesea venerat ca un profet și învățător de către mulți credincioși. Caracterul său profetic și influența sa asupra pregătirii pentru venirea lui Mesia l-au transformat într-o figură venerată și respectată în tradițiile religioase ale multor popoare. Viziunea lui Melchisedec despre viitor a avut o influență semnificativă asupra gândirii occidentale. Profețiile sale referitoare la venirea lui Mesia și instaurarea împărăției lui Dumnezeu au avut un impact profund în teologia creștină, marcând traseul creștinismului și contribuind la fundamentarea credințelor esențiale ale acestei religii. De asemenea, ideile lui Melchisedec despre natura realității au fost studiate și apreciate de filozofii de prestigiu, precum Platon și Aristotel, influențând subtil modul în care aceștia înțelegeau lumea și existența umană. Opiniile lui Melchisedec privind soarta și liberul arbitru au jucat de asemenea un rol important în dezvoltarea stoicismului, o școală de filozofie care pune accent pe controlul asupra emoțiilor și acceptarea destinului. Aceste concepte au fost valorificate și reinterpretate de-a lungul istoriei, contribuind la evoluția gândirii morale și filozofice în lumea occidentală. Melchisedec este menționat în diverse contexte, de la Telos, orașul Lemuriei, la Vechiul Testament
și în legătură cu simboluri ezoterice și învățături spirituale, precum Merkaba și Floarea Vieții. Melchisedec a fost asociat cu o serie de personalități și învățătorii spirituali de-a lungul istoriei, precum Hermes Trismegistus, Orfeu, Pitagora, Moise, Platon, Zoroastru și chiar Buddha. Unul dintre simbolurile cele mai recurente asociate cu Melchisedec este cel al celor trei cercuri concentrice, interpretate de ucenicii săi ca reprezentând cele trei împărății: împărăția oamenilor, cea a îngerilor și cea a lui Dumnezeu. Învățătura mai profundă a lui Melchisedec pune în lumină faptul că aceste cercuri simbolizează infinitul, eternitatea și universalitatea paradisului. Ideea Trinității este de asemenea prezentă în acest simbol, indicând o înțelegere complexă a naturii divinității și a universului. Un moment notabil din povestea lui Melchisedec este întâlnirea cu Amdon, un păstor caldean, unde el își declară identitatea ca Melchisedec, preot al lui El Elion, cel mai de sus, unul și singurul Dumnezeu, cu 1973 de ani înainte de nașterea lui Isus. Argumentul referitor la preoția lui Isus Hristos, conform rânduielii lui Melchisedec, în comparație cu preoția după rânduiala lui Aaron, a stârnit o dezbatere intensă între iudei și creștini în vremea Noului Testament. Discuția se concentra pe dilema esențială: cum putea Isus să fie considerat mare preot atunci când nu provenea din seminția lui Levi, așa cum prevedea legea pentru preoții Vechiului Testament, ci din seminția lui Iuda. Un punct central al argumentației creștine se baza pe Psalmul 110, un pasaj considerat de mulți ca profetic în legătură cu mesianismul. În acest context, se sugerează că Iisus Hristos a fost numit mare preot după rânduiala lui Melchisedec. Iisus însuși a apelat la acest psalm pentru a sublinia statutul său mesianic în fața fariseilor, iar autorul anonim al epistolei către evrei a folosit această referință în elaborarea teologiei sale în jurul preoției lui Isus. Prin referire la figura misterioasă a lui Melchisedec din Vechiul Testament, creștinii au susținut că Isus Hristos a deținut o preoție specială și superioară preoției lui Aaron din legea iudaică. O preoție mai înaltă care pășește peste limitele ceremoniilor și legilor unui sistem religios specific. Prin conexiunea cu Melchisedec, Isus era văzut ca un mare preot care aducea un nou și revoluționar ordin al preoției, care era etern și universal, în contrast cu preoția tradițională și temporală a lui Aaron. Dezbaterea asupra preoției lui Isus Hristos după rânduiala lui Melchisedec a fost profund legată de interpretarea scripturilor și a profeției mesianice a lui Isus, reflectând o schimbare semnificativă de paradigmă în gândirea și practica religioasă a primilor creștini în raport cu tradițiile iudaice anterioare. Sfântul Petru, în scrisoarea sa către creștini, subliniază identitatea aparte și responsabilitatea acestora ca membri ai bisericii. El îi definește pe credincioși ca fiind o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, exprimând astfel rolul și demnitatea lor spirituală în planul divin. Apelul lui Petru către credincioși de a se feri de poftele firii pământești, care luptă împotriva sufletului, subliniază necesitatea unei vieți sfinte, separate de influențele lumii și orientată spre urmarea lui Hristos. De asemenea, se face referire la existența a două tipuri distincte de preoție în cadrul bisericii: preoția apostolică și preoția laică. Aceste două preoții sunt descrise ca fiind solidare, lucru care a fost crucial în protejarea și apărarea adevărului revelat de-a lungul istoriei Bisericii Ortodoxe în Orient. Preoția apostolică este responsabilă de conducerea și administrarea tradiției și sacramentelor bisericii, în timp ce preoția laică
se referă la implicarea directă a credincioșilor obișnuiți în viața și misiunea bisericii. Prin această solidaritate și colaborare între cele două preoții, biserica este văzută ca o entitate unitară și armonioasă, capabilă să păstreze și să dezvăluie adevărul divin în toate timpurile. Prin urmare, preoția aronită a fost instituită pentru a pune capăt idolatriei. Prin aducerea jertfelor la cortul întâlnirii și oficierea acestora de către preoții lui Aron, israeliții erau îndrumați să aducă jertfe doar lui Iahve, astfel împiedicând devierea lor către alți dumnezei. Unul dintre rolurile principale ale preoției aronite a fost să orienteze în mod corect și exclusiv jertfele către adevăratul Dumnezeu, către Iahve, cel care i-a eliberat pe evrei din robia egipteană pentru a-i conduce în țara promisă lui Avram și urmașilor săi. Astfel, preoția aronită este înlocuită definitiv de o preoție universală a poporului lui Dumnezeu. Alegerea leviților și îndeosebia lui Aron încetează în vremurile mesianice inaugurate de Iisus Hristos, deoarece adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu și închinarea către El sunt accesibile și aduse chiar și de copii. Preoția lui Aron din Vechiul Testament este înlocuită în Noul Testament de preoția lui Hristos, conform rânduielii lui Melchisedec. Alegerea preoției creștine să fie în conformitate cu rânduiala lui Melchisedec este semnificativă din mai multe motive. Preoția lui Melchisedec a fost considerată mai mare și mai semnificativă decât preoția lui Aron, deoarece Melchisedec era atât rege cât și preot, o combinație pe care Hristos o împlinește perfect. El este văzut ca un preot veșnic, fără genealogie și fără sfârșit de zile, caracteristici care îl fac asemenea Fiului lui Dumnezeu. Prin urmare, preoția lui Hristos este considerată mai înaltă și mai desăvârșită decât preoția lui Aron. Preoția creștină se diferențiază de cea aronită prin faptul că este o preoție veșnică, deschisă tuturor credincioșilor, nu restricționată la o anumită familie sau trib. Sub preoția lui Hristos, credincioșii au acces direct la Dumnezeu, fără a fi nevoie de intermediari umani sau jertfe rituale regulate. Deoarece Hristos a fost jertfa perfectă, singurul intermediar necesar între om și Dumnezeu. Preoția lui Aron în contextul credinței avramice aduce în prim plan elementele fundamentale ale credinței și așteptării în făgăduințele făcute de Dumnezeu. Aron, în calitate de mare preot, simboliza conexiunea și responsabilitatea poporului evreu față de credința în Dumnezeu și în împlinirea promisiunilor divine. Textul citat din Deuteronom subliniază importanța recunoașterii și aducerii mulțumirii pentru binefacerile primite de la Dumnezeu, menținând în același timp umilința și recunoștința pentru originile de străin ale poporului evreu, așa cum a fost și Avram. În contrast, Hristos, ca Mesia și preot al ordinului lui Melchisedec, reprezintă culmea neprihănirii și a autorității spirituale și de aceea lui îi se potrivește cuvântul Domnul a zis Domnului meu, șezi de-a dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. El primește onoarea de a ședea la dreapta lui Dumnezeu, conform Psalmului 110:1, ceea ce simbolizează puterea și autoritatea sa asupra vrăjmașilor săi. Ideea că Hristos a fost învrednicit de această poziție supremă subliniază superioritatea și gloria sa. Epistola către evrei subliniază că, deși Dumnezeu promisese odihnă evreilor în vremurile mai vechi, aceasta a fost amânată din cauza neascultării și răzvrătirii lor. Prin urmare, amânarea împlinirii promisiunii divine este considerată de către psalmistul David ca fiind modalitatea de sancționare a comportamentului lor rebel. Așadar, învățăturile din epistola către evrei arată cum perspectiva promisiunilor divine și a planurilor lui Dumnezeu se împlinește prin Hristos într-un mod superior și definitiv, comparativ cu preoția lui Aron.
Acesta este raționamentul în baza căruia autorul arată că adevărata odihnă a fiilor credinței a survenit abia în Iisus Hristos, marele arhiereu al noului legământ, care a ajuns în adevărata sfântă a sfintelor, în patria cerească a odihnei veșnice. După întoarcerea lui Avram de la înfruntarea cu Chedar Laomer și regii, alături de acesta în Valea Save, specificată ca fiind câmpia regelui, regele Salemului Melchisedec s-a apropiat aducând daruri constând în pâine și vin. Melchisedec, evidențiat ca preot al Dumnezeului cel preanalt, l-a binecuvântat pe Avram, recunoscându-l în fața acestuia ca fiind binecuvântat de Dumnezeul cel preanalt, creatorul cerului și al pământului. Melchisedec a întărit importanța și meritul binecuvântării, aducând dușmanii lui Avram în mâinile sale. În semn de recunoștință, Avram i-a dăruit lui Melchisedec o zecime din tot ce avea. Melchisedec aduce daruri de pâine și vin lui Avram în loc de a jertfi pentru Dumnezeul cel preanalt. Acest gest devine semnificativ pentru că reflectă simbolismul și semnificația acestor daruri. Melchisedec oferă pâine și vin din Salem, oraș al păcii și al odihnei, prezentându-le nu doar ca simple daruri, ci ca simboluri ale prosperității, fericirii și stabilității. Prin aceste daruri, Avram primește o prefigurare a binecuvântărilor și promisiunilor pe care urmașii săi le vor primi în pământul făgăduinței. În pustiul Faran, evreii au avut o experiență similară cu cea a poporului lui Avram. Ei au primit darurile cerești sub forma prepelițelor, manei căzute din cer și fructelor aduse din Canaan de către trimișii lui Moise. Avram a făcut un gest de recunoștință simbolică către regele din Salem, oferindu-i zeciuiala din toate. În schimb, izraeliții în pustiul Faran au manifestat nemulțumire și revoltă împotriva Domnului și a celor care au adus darurile din Canaan. Această neascultare a provocat mânia lui Dumnezeu, determinând ca Canaanul istoric, deși devenit ulterior obiectiv al cuceririi, să nu mai fie locul de odihnă promis pentru evrei, ci mai degrabă o împlinire temporară a făgăduinței antice adresate lui Avram. Acest episod din pustiul Faran a devenit un model paradigmic anticipând figura lui Iisus Hristos. Similar lui Moise din trecut, Iisus a vestit apropierea împărăției cerurilor, noului Canaan, în care intrarea implica tot o cucerire prin forță. Ca și în trecut, el a selectat 12 apostoli pentru a anunța noutatea împărăției și a aduce bogățiile acesteia în lume. Tot asemenea lui Moise, Iisus a numit, pe lângă cei 12 și alți 70 de ucenici, pentru a contribui la călăuzirea poporului către împărăție. Atât cei 12 selectați de Moise, cât și cei aleși de Iisus, sunt cunoscuți sub titulatura de apostoli sau trimiși. Atât cei 70 aleși de Moise, cât și cei 70 aleși de Iisus, sunt denumiți bătrâni. În ambele situații, fie cei 12, fie cei 70, sunt trimiși să comunice poporului apropierea pământului făgăduinței noului Canaan, să evidențieze bogățiile acestei țări a laptelui și a mierii, să proclame că pacea și odihna acestui loc minunat, acestui nou Salem, vor pune capăt pribegiei și suferințelor anterioare. Paralela între acțiunile lui Iisus și evenimentele din pustiul Faran devine și mai clară în mod special în povestirea înmulțirii pâinilor în pustie, conform Evangheliilor. În aceeași manieră, Iisus oferă apostolilor săi și, prin intermediul lor, poporului, pâinea și vinul împărăției, conform pasajelor din Luca 22, 17-20 și Ioan 6, 30-51. De această dată, deși nu se face o referire directă în text, modelul urmat nu se mai axează neapărat pe evenimentele din pustiul Faran sau granițele țării Canaan, ci mai degrabă pe întâlnirea dintre Avram și Melchisedec. Asemenea, personajului misterios din Cartea Genezei, Iisus oferă apostolilor pâinea și vinul,
simbolurile darurilor împărăției păcii eterne, conform pasajelor din Luca 22, 16 și 18. De aceea, autorul epistolei către evrei numește pe Hristos preot al bunurilor viitoare. Iată, într-adevăr, legea, umbra bunurilor viitoare, nu imaginea reală a lucrurilor, nu poate, prin aceleași jertfe repetate an de an, să-i facă pe cei care se apropie desăvârșiți. Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin același cort superior și mai desăvârșit, care nu e făcut de mâini, adică nu este din această creație. Așadar, se relevă adâncimea expresiei după rânduiala lui Melchisedec. Iisus este regele neprihănirii, cel care aduce darurii de pâine și vin din noul Salem, ce reprezintă împărăția cerurilor și pacea veșnică, conform pasajelor din Ioan 14:27 și 16:10. În plus, explorând scripturile, doar Melchisedec vorbește despre Dumnezeul cel prea înalt, o taină pe care doar cei inițiați o pot dezvălui. Iubiți credincioși, figura misterioasă a lui Melchisedec continuă să fascineze și să genereze interpretări variate în diferite tradiții religioase și în studiile teologice, evidențiindu-se ca un simbol puternic al sfințeniei, preoției și conexiunii cu divinul în diverse contexte și perspective. Vă mulțumim pentru atenție și să ne reauzim cu bine. Pe curând!